Vreau să citesc cuvântul pentru această seară. Aș vrea să deschidem fiecare care avem scriptura la noi, la Luca, capitolul 3, versetul 21 și 22 și vom continua citirea cu capitolul 4 de la versetul 1, inclusiv versetul 14. Luca, capitolul 3, de la versetul 21 și versetul 22 și mai apoi Luca capitolul 4 de la versetul 1 până la versetul 14 două texte cunoscute de noi haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu după ce a, după ce a fost botezat după ce a fost botezat tot norodul a fost botezat și Isus. și pe când se ruga s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Isus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis, Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă, dar, te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, satanul, este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească, și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo, de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Și versetul 14, Iisus plin de puterea Duhului s-a întors în Galileea și s-a dus vestia în tot ținutul din prejur. Amin. Haideți să ne reașezăm. Frați și surori, cu mult drag, vă salut în numele Domnului Isus și vă aduc de asemenea saluturile fraților dumneavoastră de aceeași credință care se află pe insula verde Irlanda și care slujesc acolo Domnului și încearcă să o facă cu scumpătate și cu respect. Vă aduc de asemenea salutul fraților colegi păstori care au fost la dumneavoastră aici de mai multe ori și care cu drag își aduc aminte de părtășia care au avut-o aici, de asemenea grupului nostru de închinare, Betania Dublin, care v-a slujit și s-a bucurat să fie împreună cu dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! De asemenea, cu mare drag îl salut pe fratele păstor Nelu Filip și aș vrea să vă spun, probabil de unii îi ușor de înțeles, poate de alții nu neapărat. Deseori mă gândesc la dânsul din ce perspectivă. Pe lângă că nu e ușor ca să fii păstor, să ai o atribuțiune atât de mare încât să ai grijă de toate bisericile sau de lucrarea cultului pentecostal în general, e un lucru foarte greu. Doar așa când mai primesc câte un mesaj, ai auzit despre asta, ai auzit ce s-a mai întâmplat. Tu ce părere ai cu privire la asta? Simt că mi-ar veni să închid telefonul și să nu mă mai întrebe nimeni absolut nimic. Dar, păi, când ești pus într-o poziție în care trebuie să-ți pui părerea, trebuie să te implici, mă gândesc că nu e ușor, din potrivă, e foarte greu. De aceea, pentru că este început de an, haideți să spunem ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l întărească. Amen. Să știți că câteodată sănătatea trupului o ducem cum o ducem, cealaltă parte e mai grea, provocările sufletești cu care avem de-a face în fiecare zi. De aceea, frate Nelu, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Cuvintele noastre sunt prea puține, dar știm că numai Domnul tărește. De fiecare dată când l-am întrebat, frate Nelu, cum ești, Domnul dă putere, frate. Slavul lui că El dă putere. În această dupămasă, aș vrea să vă aduc în fața dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat în felul următor. Cum să fim biruitori în noul an? Cum să fim biruitori în noul an? Știu că probabil un, un mesaj de care avem nevoie în fiecare an și ar fi bine la început de an. Acum aș vrea să vă întreb ceva. Oare mentalitatea asta de biruitori ne mai caracterizează? Nu știu de ce am impresia că odată cu trecerea anilor, mulți dintre creștini trec de la mentalitatea de biruitor sau nu mai gândesc în termenii ăștia de biruitori și, și ne transferăm într-o altă categorie, de supraviețuitori. Tot ce ne dorim îi să ajungem cu bine la finalul anului. Tot ce ne dorim este să finalizăm cu bine, să nu alunecăm, să nu ne depărtăm, să încercăm să facem față. Și cred că o astfel de mentalitate e foarte dăunătoare. Extrem de dăunătoare. Prima dată trebuie să ne setăm la nivelul minții că mentalitatea de copil al lui Dumnezeu înseamnă să știi că ai fost creat de Dumnezeu să fii un biruitor. De aici trebuie să înceapă. Mai mult aș spune, a fi biruitor face parte din ADN-ul nostru, din identitatea noastră. Vă spun că sunt foarte necăjit Poate și din postura faptului că slujesc uh, Ok Și-s mai implicat Și asta este, când ești implicat trebuie să și tragi unde te poți lăsa Dar mă doare inima pentru că aud mulți care cedează Mulți care cad Mulți care renunță Mulți care se opresc Nu știu, nu le cunosc povestea Nu știu cât e de greu Dar mulți trag pe dreapta Și-am... Și m-am gândit și am zis, Doamne, oare care-i problema? Probabil sunt multe. Dar cred că totul pornește de la faptul să înțelegem că trebuie să avem o mentalitate și să ne însușim identitatea de oameni care biruiesc. Numai în Apocalipsa, de cel puțin opt ori, auzim ă, acest cuvânt din partea Domnului. Celui ce va birui. În Ioan 5, de la versetul 4 la 5, spune așa, printre altele, oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Haideți să începem cu mentalitatea asta, cum la început de an, că noi am fost creați de Dumnezeu să fim biruitori, pentru că dacă ne transferăm din categoria de biruitori în supraviețuitori, de obicei cam distanța dintre cele două e cam mare. Dar când ne-am gândit că, mai ce tot atâta luptă, ce tot atâta strădanie, ce tot atâta energie și efort, ce tot atâta venit la biserică, ce tot atâta rugăciune, nu știu. Ok, o las mai ușor. Scopul meu în viață îi cumva, cumva să ajung la capătul celălalt cu bine. Nu, 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 nu ăsta e scopul nostru. Trebuie să ne clarificăm bine la nivelul minții că nu ăsta e scopul. Scopul nostru este să fim biruitori, să fim exemple, să fim niște lumini pentru ceilalți. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Dar există categoria de biruitori, de supraviețuitori și de aici doar la o distanță mai este și ajungem să fim învinși. Și te că suntem învinși odată, de două ori și foarte ușor putem să ajungem încă o dată în categoria celor care cedează, renunță și rămân blocați. Și după aceea trebuie multă muncă să ne revenim. Dacă vrem să ne însușim în această seară această identitate de biruitori, aș vrea să vă împărtășesc trei gânduri din aceste două texte care, de fapt, sunt o continuare și să vedem puțin cum putem cu adevărat să fim biruitori, că nu e așa de ușor să fim biruitori. Primul gând care vreau să vi-l spun, și aș vrea să le înțelegem, primul gând. Trebuie să începem din locul de unde începe totul. Trebuie să începem din locul de unde începe totul. Am citit aici în cuvântul Domnului și se spunea uh, și înaintea mea, de faptul că Domnul Iisus Hristos a început slujirea uh, la momentul botezului. Și cuvântul Domnului spune, vă recitesc, că la un moment dat Duhul Sfânt s a coborât în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea Tu ești fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Știți care e locul de unde începe totul? Din locul dragostei pe care Tatăl o are față de noi. S-a cântat astăzi, am fost foarte atent, foarte mult despre dragostea lui Dumnezeu. O să vedeți de ce nu-i chiar așa ușor cu dragostea asta. Dar avem mare nevoie de ea. E locul de unde, de aici se începe totul. Mulți vor să înceapă următorul pas, câteodată din sfințire, din creștere. Nu, 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 nu. Începem de aici, din locul acela în care trebuie să înțelegem și să experimentăm dragostea lui Dumnezeu. Din locul acela în care simțim că suntem iubiți de Dumnezeu, că Dumnezeu îți găsește bucurie să fie cu noi și o afirma asta o afirmă pentru noi și o afirmă pentru ceilalți. Să știm că în mod adânc suntem iubiți de Dumnezeu. Și asta nu e un lucru ușor. Nu la toții la fel. Și vă spun de ce. De-a lungul timpului noi am asimilat o altă identitate. Știți de ce? Pentru că identitatea, înainte să fie informațională, îi relațională. Nu uitați ce am spus acum. Așa ne-a făcut și Dumnezeu, așa funcționează și creierul nostru. Identitatea se formează în relații și după aceea în informații. De aceea nu întotdeauna e destul să aud că-ți iubit. Trebuie să mi se arate că iubit. Și unii poate ne-am format o identitate de-a lungul timpului având un tată. Pentru că Dragostea Tatălui în acest text ne arată că l-a ajutat pe Domnul Iisus Hristos, l-a pus în acea poziție de biruitor. Din cer s-a auzit glasul în care se spune și încerc să-mi imaginez acel glas care răsuna și a spus așa, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc plăcerea. Mai eu am o întrebare. Câți de aici, ați avut cel puțin odată o experiență ca tatăl pământez biologic să vă spună în tine îmi găsesc toată plăcerea, sunt încântat că cu tine. Cât? Când sunt cu tine, sunt cel mai bucuros. Numai fraza asta s-o auzit când sunt cu tine cel mai bucuros. Nu că poate l-am văzut câteodată pe tata că era bucuros, numai că nu era cu noi. Și poate și noi am greșit, făcând la fel. Domnul Iisus Hristos a simțit dragostea cu adevărat, a simțit validarea lui Dumnezeu ca tată, a știut că Dumnezeu e încântat de el. Și în momentul acela, a primit tot ceea ce avea nevoie ca să poată să trăiască o viață de biruință. Dar unii am avut un tată absent, departe, absent fizic, absent emoțional, absent verbal. Mi-aduc aminte că vorbeam la un moment dat cu un tânăr, am încercat ca să-l ajut. Și ascultați-mă bine, nu-i poveste ce spun. Nu putea să pună patru fraze cap la cap. Și am zis, da, de ce? și îmi spunea, îmi e greu să vorbesc. Avea deja undeva la peste 25 de ani. Și am zis, dar de ce ți-e greu să vorbești? Am zis, uite ce facem, eu tac o jumătate de oră și tu vorbești o jumătate de oră și îți promit că nu te judec, nu mă te ascult. Să uitat la mine, o, o rămas blocat. Te rog să vorbești și eu nu te întrerup și dă drumul să vorbești. Eu mă uit cu drag la tine, dă drumul. O zis, tata nu vorbi niciodată cu mine. Când era plecat, când venea acasă, tăcea. Singura formă de comunicare era când mă pedepsea. Nici nu știa să vorbească bine. Tată. Și când avem, când avem astfel de experiențe în viață, permiteți-mi să accentuez aici. Când avem astfel de experiențe în viață, venim la casa Domnului și cântăm despre dragostea lui și ne-o dorim. Mi-aduc aminte, vorbeam uh, puțin dintr-un astfel de mesaj în, într-o biserică în Bihor și a ieșit un tânăr și mi-a spus, eu niciodată n-am experimentat dragostea de tată. Și mi-a spus, roagă-te pentru mine. Îmi doresc să-L simt pe Dumnezeu, să-I simt dragostea. Dar eu n-am avut o dragoste de tată. Spun statisticele că atunci când uh, copiii au tați absenți, au cu 90% șanse mai mari ca să fugă de acasă, cu 71% șanse mai mari ca să renunțe la școală, o grămadă de consecințe. Poate nu a fost un tată absent, dar poate a fost un tată abuziv, care mai tot timpul nu pedepsia, pedepsia, urla, lovia, controla și așa mai departe. Și vin în casa Domnului și caut și când despre dragostea lui Dumnezeu și parcă pentru mine nu face sens. Poate a fost un tată greu de mulțumit, Numai dacă vei face așa, numai dacă vei face așa, n-ai făcut destul, n-ai făcut destul. Poate un tată pasiv care a fost cu noi implicat, dar a fost cu noi acolo, dar niciodată nu s-a implicat. Stătea, dar nu se implica. Și uitați cum am trecut și ne-am creat niște identități și venim în casa lui Dumnezeu și avem nevoie să simțim dragostea asta lui Dumnezeu. Și nu totdeauna e cel mai ușor, dar avem nevoie de ea. Știți cum imaginez? De multe ori am cerut pâine și am primit poate piatră, cât o neglijare, cât o față rece, sau șarpe, cât e o ceartă din aia bună. Și într-un astfel de context, dragii mei, aș vrea să vă spun că, totuși, ce putem face ca să simțim și să experimentăm dragostea lui Dumnezeu? Aș vrea să vă spun că la evrei, binecuvântarea părintească avea două componente. Două. Primul era cuvântul. Evreii spuneau copiilor lucruri frumoase, îi încurajau, îi le spuneau că îi iubesc. Dar mai avea o componentă, atingerea. Atingerea. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem, de exemplu, în Genesa 27 cu 27, Iacov și Isau, Isaac, citiți, era acolo un sărut și după aceea o binecuvântare. Aduceți-vă aminte, în Luca, capitolul 15, la un moment dat, când se întoarce fiul acasă, ce face prima dată tatăl? Îl ia în brațe. Așa cum mirosea el de urât și îl săruta mult și după aceea i-a spus câteva cuvinte. Pentru că dragostea întotdeauna are o atingere și după aceea are o afirmație. Și ne avem nevoie din punct de vedere spiritual de ambele ca să putem cu adevărat să simțim acea dragoste a lui Dumnezeu care să ne așeze pe drumul biruinței. Aduceți-vă aminte în Marcu 10, la un moment dat spune uh, cuvântul Domnului că Domnul a luat copilașul în brațe și după aceea l-a binecuvântat. Dar de ce nu o sta la 2 metri și să rostească o binecuvântare peste el? Că doar îți ajunge că spun să-ți mai și arăt. N-ați auzit din astea? Inclusiv când am fost noi creați. Tot ce a fost creat a fost creat prin Cuvânt. Știți că atunci când Dumnezeu ne-a creat pe noi, ne-a a luat în mâna Lui și ne-a format cu mâna Lui. Pentru că a vrut să ne atingă, pentru că a vrut să arate că dragostea e mai mult decât vorbe. E acolo o apropiere, e o afecțiune. Și într-un astfel de context, frații mei, aș vrea să vă spun că când a fost botezat Domnul Isus Hristos, n-a fost doar Cuvânt venit din cer. Ce a mai fost acolo? Cine a fost atent la citirea textului? A fost afirmația din cer și ce a mai fost? A fost un porumbel care l-a atins. Știți, în Scriptură porumbelul are cel puțin trei semnificații. Pace, liniște și iubire. În cântarea cântărilor citim despre ce? Despre porumbiță. A fost atingerea lui Dumnezeu din cer, prin Duhul Sfânt, a fost afirmația lui Dumnezeu și în momentul acela Domnul Isus Hristos a fost întărit în identitatea lui de fiu. Un fiu prea iubit, un fiu care a simțit dragostea tatălui, care l-a consolidat atâta de puternic în identitatea lui, încât a zis de astăzi, nimic nu mă mai nu mă mai despărți, nu o să mă despartă de dragostea tatălui, absolut nimic. În 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 16, uitați-vă ce spune acest cuvânt uh, a lui Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Uitați acolo ordinea. Am cunoscut și am, spuneți dumneavoastră, am? Trebuie să există o cunoaștere. Înainte ca să fie o credință. Și cuvântul cunoscut acolo, cuvântul ginosco. O cunoaștele și o relație intimă. Intimă. Uitați progresia. O experiență intimă și mai apoi o credință. Mulți avem la nivelul minții, cunoaștem că Dumnezeu ne iubește, dar n-am simțit, n-am experimentat niciodată această dragoste. În Roman 5, cu versetul 5 spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. A trebuit să coboare acolo jos. Duhul Sfânt, prin atingerea Lui, a coborât dragostea Lui Dumnezeu în inimile noastre. Și vreau să conclud acest prim punct, să vă spun ceva. Nu vom putea să fim biruitori până nu experimentăm cu adevărat dragostea Lui Dumnezeu, dragostea Lui de Tată. Un Tată perfect, un Tată plin de bunătate. Mi-aduc aminte, eram într-o tabără undeva în Europa și la finalul taberei, după mai multe sesiuni, am lăsat un timp pentru mărturii și a venit o fată în față și a spus una din mărturii, printre multe alte mărturii care a fost acolo. Și a spus așa, am 21 de ani, am crescut în biserică de mică, din familie de creștini, n-am făcut păcate majore, am venit la tabăra asta. Nu cu multe așteptări, am crezut că absolut totul e ok cu mine. Până la un moment dat, spune într-una din seri, mă uitam în stânga, în dreapta, vedeam cum celălalt simt prezența lui Dumnezeu și eu n-am putut ca să o simt. Mi-am dorit atât de mult ca să o simt. Și spuneam în timp ce mă rugam și ziceam, Doamne, vreau să te simt și eu. La un moment dat spune că în timpul rugăciunii se uita jos pe o Biblie și acolo pe Biblie era scrise următoarele cuvinte. You are unconditionally loved. Ești iubită necondiționat. Și-o zis că, deși știa ea lucrul acesta, o crezut, o știut, în momentul când a văzut lucrul acela, a început să simtă dragostea lui Dumnezeu cum n-a simțit-o niciodată în viața ei. A început să plângă și prezența lui Dumnezeu a venit peste viața ei ca niciodată. Și a venit în față la finalul taberei și a spus așa, am crezut că îl iubesc pe Dumnezeu și am crezut că îi cunosc dragostea. Dar acum am realizat că niciodată n-am experimentat dragostea lui. Primul lucru, ca să putem să fim biruitori, să începem de, din locul de unde începe totul, să experimentăm cu adevărat dragostea Tatălui. Al doilea pas, să ne schimbăm percepția cu privire la pustin pustiurile vieții. Să ne schimbăm percepția cu privire la pustiurile sau la pustiile vieții. Spune cuvântul Domnului că imediat după botez, Domnul Isus a fost dus de Duhul în pustiu și acolo a fost ispitit la un moment dat de diavolul. Dragii mei, când auzim despre faptul că suntem în pustiu, care sunt primele gânduri care ne vin în minte? Totul negativ, Va fi foarte greu. Nu vreau să fiu aici. Când auzim cuvântul pustiu, avem numai conotații negative. Dar aș vrea să vă spun că pentru cei din vremea aceea, când l-au văzut pe Hristos că merge în pustiu, ei au înțeles altceva. Pentru ei pustiul, pentru evrei pustiul, însemna mult mai mult de atât. Ce s-a întâmplat când poporul lui Israel a fost în pustiu? ziua erau conduși de, spuneți dumneavoastră, de un nor, de un stâlp de nor. Noaptea erau conduși de un stâlp de foc. În pustie, poporul Israel experimenta prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit. În pustiu, în pustiile vieții. În pustiu, ei primeau mană din cer. În pustiu au văzut minuni pe care până atunci nu le-au mai văzut. Aș vrea să vă spun că e posibil unii dintre noi să fim în pustie acum sau să intrăm în anul care am intrat în 2024, în anumite etape de pustiu. Ascultați-mă, să ne schimbăm percepția cu privire la pustiurile vieții. Pustiile sau pustia în care putem intra. Poate fi momentul în care Dumnezeu să ne vorbească cum nu ne-a mai vorbit niciodată. Este momentul când putem primi mană din cer cum n-a mai primit niciodată. Sunt momentele în care, după cum uh, spuneam înainte, ochii noștri se pot îndrepta și se îndreaptă cel mai mult numai spre cer. Când totul e pustiu în jur, normal că mă sus. Poate și dumneavoastră ca și mine, când n-am mai avut nicio șansă, nici în stânga, nici în dreapta, nici în spate, nici în față, am mai avut o singură variantă. Știți care era? În sus. Și atunci auziam de sus. Atunci îmi vorbea Dumnezeu. Pustiul, ascultați-mă, dacă ne schimbăm percepția, va fi o binecuvântare, o creștere pentru noi. Așa putem să experimentăm a fi biruitori în viață, schimbându-ne percepția față de pustiile vieții. Nu doar că ne uităm în sus în timpul uh, pustietății pe care o putem traversa. Spune scriptura la un moment dat în Deuteronom 8 cu 2 că Domnul a căutat să le cunoască ponirile inimii. Noi începem să ne cunoaștem, ne uităm înăuntru în timpul pustiului și începem să ne cunoaștem mai bine, să ne purificăm. Nu e așa că atunci când trecem prin greutăți, zicem, păi ce mai trebuie să schimb? Asta. Unde nu funcționează? Uite aici. În timpul pustiului se produce purificare, în timpul pustiului auzim vocea lui Dumnezeu, în timpul pustiului îl vedem pe Dumnezeu cum nu l-a mai văzut. Și dacă ne schimbăm percepția cu privire la pustiu, avem șanse să nu cedăm. Pentru că sunt genul ăsta de creștini, când e greu, lasă totul jos, domnule, gata. Nu mă mai duc nici la biserică, mă supăr că ăla nu mă băgat în seamă, Domnul nu mi-a răspuns la rugăciune, mai știu eu câte punem și le lăsăm toate baltă. Dar ascultați-mă, pustiul este momentul în care îl putem experimenta pe Dumnezeu cel mai puternic. De fapt, Domnul Isus Hristos, după ce a petrecut 40 de zile în pustiu, uitați cum se întoarce din pustie. Isus plin de putere, s-a întors. De ce nu credem noi că pustiul îl orchestrează Dumnezeu tocmai ca să ne purifice, să ne dea putere și să ne pregătească pentru a doua fază. De fapt, asta este motivația atunci când intrăm în pustiu. Nu știu care în ce pustie ne putem afla acum sau vom trece, poate pustia dezamăgirii, a lipsurilor, mai știu eu alte pustii prin care vom trece. Dar aș vrea să vă spun, că noi trebuie să acceptăm pustia. Și acest cuvânt acceptare, e unul dintre cei, unul din cuvintele cele mai grele pe care uh, ni le putem asimila ca oameni. Ascultați-mă, a accepta. La cât e ușor să accepte? Orice, dar parcă să acceptăm, e cel mai greu. Să acceptăm o realitate. Da, voi trece probabil două luni printr-un pustiu o accept. Nu mă lupt cu treaba asta, nu mă răzvrătesc, nu mă opresc, nu dau nici în stânga, nici în dreapta, accept traseul acesta. A accepta pustiul este o mentalitate de biruitori. Ascultați-mă. Spredicam la noi la biserică cu ocazia uh, Crăciunului și am spus așa: Hristos, când s-a născut, a acceptat ceea ce este peste înțelegerea umană. Dumnezeu infinit să se coboare într-un trup, să se reveleze lumii ca fiul lui Dumnezeu într-un trup ușor de copil firav, care tot ce putea este să se întoarcă de pe o parte pe alta și să se uite spre cer într-o iesle săracă între doi părinți neputincioși. A acceptat lucrul acesta. A acceptat limitările unui copil neputincios. El care avea toată puterea în cer și pe pământ. A acceptat traseul acesta. Și noi nu putem accepta de multe ori, le-am spus și fraților, noi nu putem accepta limitările, poate care ni se pun, de frați, de biserică, nu, că nu sunt confortabil să stau între limitări. Și Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul suveran, am spus, at atunci s-a făcut sclavul creației a acceptat limitarea asta. A acceptat, să zicem, pustia asta. Pentru că a știut că mergând pe aici, la un moment dat, se va arăta planul cel mare. Noi nu vrem să traversăm partea aia. Nu vrem cum. Și din cauza asta nu suntem piruitori. M-am gândit la Maria. Ascultați-mă aici. Să fii însărcinată de la Dumnezeu în timpul logotnei, să se vadă, știți ce înseamnă asta, să accepti o stigmatizare toată viața, că ești o femeie ușoară. Și femeia asta a acceptat. Știți ce a acceptat Maria? Să fie văzută toată viața ca o femeie ușoară. A acceptat. Da, Doamne, accept. Accept. M-am gândit la Iosif. Iosif a acceptat să rămână lângă ea, punându-și toată familia în cap. Pentru că în vremea respectivă, familiile inițiau prima dată logona. Tații, după aceea, tinerii trebuiau să fie de acord și dacă se întâmpla ceva în timpul logodnei, era mare bai. Trebuia rupt contractul și așa mai departe. Și Iosif a acceptat să-și asume toată treaba asta. Știți ce a acceptat Iosif? Și ce nu o greși el. O acceptat vina altcuiva și au zis, nu spun la nimeni, toată viața nu spun la nimeni. Vreau să vă întreb, ați întâlnit vreodată copia lui Dumnezeu care și-o luat vina altora asupra lor și nu a spus la nimeni toată viața. Eu știu. Persoane care și-au asumat vina altor persoane nu au spus niciodată nimic la nimeni, ca și cum ele ar fi fost de vină. Asta e mare acceptare. Dar și prin Hristos, și prin Iosif și Maria, s-a făcut unul dintre, unul dintre cel mai mare plan că a acceptat pustiul. Dacă vrei să fii învingător la începutul anului 2024, schimbă-ți percepția cu privire la pustiile vieții, acceptă perioadele, Perioadele acestea pot fi perioade ca și Iosif și Maria, după ce l-a primit pe Domnul Iisus, a început să se întâmple lucruri deosebite. Vin păstorii pentru că din cer se întâmplă ceva. Vin magii pentru că au văzut o stia. Și începe acest plan deosebit ca să meargă înainte, pentru că au acceptat o pustie. Mi-aduc aminte, și pentru că avem un pic de timp, i-am spus la fratele Nelu, păi ce facem, predicăm o oră? Și-o zis, păi du frate, da, bun. Uh, Mi-aduc aminte puțin de povestea vieții mele. Am născut prin Târgu Mureș și la vârsta de 21 de ani, după ce în biserică cântam la instrumente, eram lider de închinare, așa, Domnul îmi spune și îmi deschide ușa să mă duc în Irlanda. Am zis că mă duc numai pentru un an. Eram 21 de ani, n-am făcut armata, nu știam ce viața complicată și dură. Am crescut acasă la tata și la mama, la bloc, toate de gata, totul bine, tata păstor, eu aveam, eram la facultate, aveam loc de muncă, eram lider de închinare, totul era perfect. Și Dumnezeu îmi deschide ușa ca să mă duc în Irlanda, cu oameni nepocăiți, să stau în casă, într-o casă cu vreo... Uf, eram trei în cameră, trei camere, mai stăteau și prin living, facem așa un calcul, eram vreo 12-13. Am ajuns să trăiesc armat acolo, am ajuns să trăiesc iad acolo, n-am -am fost niciodată la discotecă, acolo am văzut în casă discotecă. Mi-a fost greu, am zis că le las toate și plec. Dar am acceptat și am zis, nu, nu, nu le las, hai că mă mai duc una. Au venit alții, eram plătit și slab, eram plătit 2 pounds pe oră când normal trebuia să fiu plătit mult mai mult, dar cine ne-a dus ne, ne, lua din salariu. O mai și venit un frate din biserică și mi-a zis, păi mă, hai în construcții, că în construcții îți fac 150 de pounds pe zi și tu primești 2 pounds pe oră. Și am zis, dar cum să mă duc ilegal? Am fost printre primii care am ajuns așa cu contract. Și am acceptat și asta și am rămas. Și am acceptat și nu făcea nimica sens din pustia asta. Absolut nimica nu făcea sens. Mi-a fost foarte greu, a fost când n-am avut pe nimeni Ce bine era să le las toate un pic să mă descotorosesc și să munc acasă Și după câțiva ani am început să întrezăresc un pic planul lui Dumnezeu Am cunoscut-o pe anii, ne-am căsătorit, a început să arate viața mult mai bine După câțiva ani am avut copii, deja făcea sens, pustia deja era cam gata După o perioadă am deschis o biserică După o perioadă am construit o clădire și acum totul face sens. Dar n-am cedat atunci. Nu că am avut de o înțelepciune și așa mai departe, Dumnezeu mă, dar a fost greu, a fost extrem, extrem, extrem de greu. Nu ceda, interpretează pustile vieții din perspectiva lui Dumnezeu și vei fi biruitor. Eu îmi tot imaginez oare dacă copilul lui Dumnezeu ar fi puțin mai, mai hotărâți, puțin mai dedicați, puțin mai mai încredințați în planul lui Dumnezeu, o care arăta unele lucruri total diferit. Primul lucru, să începem din locul de unde începe totul, încredințați în dragostea și iubirea lui Dumnezeu totală. Ne schimbăm percepțiile cu privire la pustie, indiferent cât îi de greu. De acolo ieșim puternici, de acolo ieșim pregătiți, de acolo ieșim mai curați. Și trei, al treilea lucru, fi pregătit în fața ispitelor. Vor veni spite și am văzut aici în Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vă amintesc trei spite, așa ușor mergând spre finalul acestui mesaj. Cu siguranță, aceste trei îmbracă haine diferite pe scena vieților noastre, așa. Dar prima ispită, întotdeauna vom fi spitiți în a experimenta plăcere în afara prezenței lui Dumnezeu îi spune aici diavolul Domnului Isus, dacă ești Dumnezeu, poruncește pietrele acestea să se facă pâine. Și Domnul Isus îi spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Adică știi ce îi spune diavolul? Împlinește-ți nevoile într-un mod ilegitim. Împlinește-ți plăcerile tale în afara voii Dumnezeu, în afara prezenței lui Dumnezeu. Plăcere, vă rog țineți minte ideea asta, Plăcere fără prezență, fără prezența Domnului. Simte plăcere și pune-l pe Dumnezeu deoparte. Să ne împlinim nevoile în afara prezenței lui Dumnezeu. Pentru că toți avem nevoi fizice, emoționale, relaționale și așa mai departe. Iar plăcerea, probabil, e, una din, e unul din cele mai adânci și primitive sisteme care ne conduc. Și noi de multe ori zicem așa mă, dacă lucrul ăsta mă face să mă simt bine, îl fac, îl spun, îmi permit, iau. Dar ce ziceți dacă am pune următoarea întrebare? Oare acest lucru îl face să se simtă bine pe Domnul? Automat prioritizăm prezența Lui în detrimentul plăcerii. Aș vrea să vă spun, dacă vrem ca să fim biruitori în anul 2024, nu e o problemă că vrem să avem anumite plăceri. Trebuie să ne asigurăm că nu le facem în afara, nu le experimentăm în afara prezenței Lui. Trebuie să căutăm să fim cel puțin la fel de conștienți de prezența Lui cât suntem de conștienți de plăcerea ce o căutăm. Ascultați fraza asta. Caută să fii în anul 2024 la fel de conștient de prezența Lui ca de plăcerea pe care o cauți. Când ești conștient că Domnul e cu tine, că e aici, e lângă tine, la fel când ești de conștient de plăcerea pe care o cauți, te asigur că nu vei merge ca să-ți împlinești plăcerea aia într-un mod neplăcut lui Dumnezeu. Te asigur de lucrul acesta. Pentru că uitați ce spune Psalmul 16... Înaintea feței lui sunt bucurine spuse și desfătări veșnice în dreapta sa. Ajunge desfătarea să poată să biruie plăcerea. Pentru că, din punct de vedere neurologic, ascultați-mă, oamenii care au pofte intense, de fapt, acești oameni sau aceste persoane... Aceste pofte intense le au ca rezultat a faptului că nu au un atașament în viața lor, un atașament iubitor sau n-au avut. Se creează pofte în noi când nu avem un atașament, o persoană care să ne iubească. De cele mai multe ori, o iubire, o persoană când te iubește cu adevărat, te ajută să îți liniștești poftele astea intense. Și persoana aceasta nu este altcineva decât Domnul Isus. Așadar, plăcere fără prezența lui Dumnezeu. Și acum, tinerilor, voi știți ce zic. Când suntem la calculator, când căutăm alte lucruri să ne împlinim anumite plăceri, pune prezența întotdeauna mai presus decât plăcerea și vei vedea că vei putea să biruiești. Nu, informația nu te va ajuta atunci, prezența te va ajuta atunci. 2 posesiunii fără pocăință. Uitați ce spune, dacă prima îi pl căutăm plăcere fără prezența lui Dumnezeu, a al doilea fel de ispită îi posesiunile fără pocăință. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățile Pământului și a zis, ție-ți voi da toată stăpânirea și slava lor, dacă te vei închina înaintea mea. Și atunci Domnul Iisus spune, înapoi a mea satanu, să te închin Domnului Dumnezeului tău, este scris și numai lui să-i slujești. Posesiuni fără pocăință. Știți, de obicei când căutăm să facem și să avem, credem că lucrurile care le avem ne dau putere și valoare. Și asta e o foarte mare minciună. Și mă doare sufletul când văd și copia lui Dumnezeu care prioritizează posesiunile în detrimentul pocăinței. Posesiuni fără pocăință. Credem că banii ne dau putere și valoare, când colo este exact invers. Noi ne închinăm banilor sau posesiunilor și devenim sluga lor. Permiteți-mi să vă exemplific asta. Eu nu sunt valoros și n-am putere ca în bani. Eu, de fapt, eu mă plec banului și mă fac sluga lui. exact invers. De aceea spune Domnul Iisus, Iisus, foarte ușor îi răspunde, să te închin Domnului, nu banilor, să te închin Domnului și numai Lui să-i slujești. Vă dau două ecuații matematice care aș vrea să le țineți minte. Prima lui, posesiuni minus pocăință egal prăbușire. Toate scupâi ca să le ține minte. Posesiuni minus pocăință egal prăbușire dar pocăință plus posesiuni poate fi egal propășire. N-am nicio problemă ca să avem posesiuni, să avem cât de multe, dar pocăință la început plus posesiuni e propășire. Pocăință înainte de orice, corectitudine înainte de orice. Și Domnul binecuvintează, pentru că e mare nevoie niciodată nu vom putea primi ceva mai prețios ca Duhul Sfânt. Nu vom putea avea ceva mai prețios ca Duhul Sfânt oricât am munci. Niciodată nu vom putea avea ceva mai valoros ca Harul lui Dumnezeu oricât ne-am strădui. Niciodată nu vom putea avea ceva mai mare ca dragostea Tatălui oricât am încerca. Așa că n-are rost să ne căpătăm valoarea din, din posesiuni. Cele mai mari valori sunt valorile spirituale. Deci prima, plăcere fără prezență. A doua, posesiuni fără pocăință. Și a treia, slavă fără supunere. Apoi, spune cuvântul Domnului, diavolul l-a dus în Ierusalim, l-a așezat pe strașii în acoperișul templului și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că este scris, el va porunci îngerilor să te păzească și te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de viopiatră. Și Domnul Iisus îi răspunde, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Recunosc că în sufletul fiecăruia dintre noi există o dorință să fim observați, aplaudați, aclamați. Vrem asta de la oameni, vrem slava asta, o vrem. Știu că de multe ori și-am căzut în capcana asta, crezând că dacă primesc aprecierile oamenilor, voi fi cineva. M-am pocăit, mi-am dat seama că nu funcționează. O vrem, le vrem, le vrem repede. Știți care e întotdeauna șoapta diavolului aici? Ascultă, și ascultă-mă bine că toți avem aici probleme. Ai ocazia prin asta să atragi privirile și aprecierile. Ai ocazia prin asta să atragi privirile și aprecierile. Slavă fără supunere. Unii prin ceea ce știu, alții prin ceea ce fac, alții prin cum se îmbracă. Cum pot atrage privirile și aprecierile? Și tot timpul trebuie să ne luptăm cu chestia asta și să zicem, Doamne, nu, 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 nu. Slavă fără supunere. Nu. Și știți ce m-a impresionat? Domnul Isus Hristos e exemplu cel mai bun aici. Și întotdeauna, din nou când m-am uitat puțin cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Domnul Iisus Hristos a ales să fie exact ca toți nazarinenii. Nu s-a deosebit cu nimica de ei. Ascultați-mă, l-au numit la un moment dat cum? Nazarii? Ce vă spune dumneavoastră lucrul ăsta? Era exact ca ei. Nu a fost nici mai deștept, nici mai special într-o anumită chestie, n-a fost nici mai ieșit în evidență cu un alt, cu un alt lucru, n-a încercat să fie mai altfel ca să atragă privirile. Și atunci am zis, și am zis, Doamne, gata, mă opresc. Dacă vezi în sufletul meu anumite tendințe să ies în evidență, adu-mi aminte să mă reglez. Dacă El n-a vrut să iasă în evidență cu nimic. Pentru că știți când vreți să ieșim în evidență? Când vrem aprobări și aprecieri. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos nu a vrut să dea slava care vine de la Tatăl pe aprecierile care vin de la oameni. Repet, Hristos n-a vrut să dea slava care vine de la Tatăl pe aprecierile care vin de la oameni. La un moment dat în Ioan capitolul 17 spune așa, le-am dat slava și nouă spune, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Wow! Am primit și noi slava pe care a avut-o Hristos. Știți care slavă? să avem comuniune cu Tatăl, să trăim în prezența Tatălui, să primim din partea Lui slava. Asta am primit-o de la Dumnezeu și noi. Și vreau să vă spun, să nu o dăm pe aprecierile oamenilor. Ascultați-mă, nu se compară slava care vine de la Dumnezeu pe aprecierile și pe laudele oamenilor. Nu se compară. Și gândul pe care vreau să-l prindem aici, acum la finalul mesajului, este următorul. Nu cauta slava care vine din scurtăturile ce ți le propune diavolul. Ci caută slava care vine din supunerea față de Domnul. Tot timpul diavolul să-ți dea o scurtătură ca să primești slavă de la oameni, fă așa și vei primi. Nu, 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 lasă să primești slava care vine de la Dumnezeu, pentru că atunci când o primești slava care vine de la Dumnezeu prin supunere, atunci această slavă va fi ca o mireasmă a cărui miros va umple orice loc unde vei merge. Când primești slava care vine de la Dumnezeu, când te interesează slava care vine de la Dumnezeu printr-o viață de supunere, din tine va ieși o mireasmă care va umple locul în care vei fi și în care vei merge. Uite ce spune și puteți să puneți versetul acesta, 2 Corinteni 2 cu 14. Uite ce spune acolo Biblia mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care ce face? Răspândește prin noi, în orice loc, o mireasmă. Nu ascultați-mă, poate ați văzut oameni de genul ăsta, care atunci când umblă în prezența lui Dumnezeu, care au o inimă smerită, ăștia împart o mireasmă oriunde merg. Nu dați slava care vine de la Dumnezeu pe aprobările care vin din partea oamenilor. Haideți să facem o recapitulare. Cum să fim biruitori în anul nou? Începe din locul de unde începe totul. Caută cu adevărat să experimentezi dragostea lui Dumnezeu, validarea Tatălui, vindecarea care vine în sufletul nostru prin dragostea Lui. Pentru că știu că mulți avem nevoie de acest prim pas. Să știi că ești acceptat, validat, că Dumnezeu îi plin de bucurie că e cu tine. 2, schimbă-ți percepția cu privire la pustiile vieții. Viețile, pustiile sunt locurile și momentele în care îmi privim cel mai mult în sus, privim cel mai mult înăuntru. Este momentul când, și momentele când simțim prezența lui Dumnezeu, în care ne curățim, ne împuternicim și ne pregătim. Și fii pregătit să faci față ispitelor prezența Domnului să fie mai reală ca plăcerea ce o dorești, pocăința să primeze înaintea posisiunilor și slava să ne vină din supunere, nu din scurtăturile care ni le oferă cel rău. Așa vom fi biruitori când vom fi înrădăcinați în dragostea Tatălui, când vom crește în sfințenie asemenea caracterului Lui Hristos și când vom trăi prin puterea Duhului Sfânt. Și zic Domnul să ne ajute. Amin.